ce faci? A dracu să nu pleacă piciorul cu mașina aici. Ce mașina dacă nu? Noi suntem, știi că am fost o limită bun și până la urmă se întâmplă alte aici. Se întâmplă alte aici. Angajații de la APE s-au dus la Păuleasca să lărgească albia unui pârâu. Au fost însă agresați verbal de romi pentru că ar fi trebuit să ridice un mal, ceea ce însemna și blocarea accesului cu mijloace de transport pe o uliță. De teamă că ar putea lua bătaie, au sunat la 112 și au chemat trupele speciale. Se reface un dig să apărăm drumul județean. Având în vedere codul galben. Portocaliu de data asta, s-a schimbat. Da. Frate, ce se întâmplă? Deci albia râului va fi mărgită. Lărgită ca să poată să tranziteze debitul care îl preconizăm că va fi. Malurile au fost întărite și s-a săpat adânc în albia pârâului. Asta i-a intrigat pe romi, care spun că ei nu mai au pe unde ieși cu căruțele. Suntem mulțumiți că suntem 100 ceva de familie și ne-a izolat cu drumul. Dar dacă vine apa, nu voi acasă cu totul. Păi noi suntem aici sus, de aia să nu se săpe în drum. Ne-a făcut scaune la 2 metri și ceva în jos ne face. Noi pe unde mai trecem? Dacă ne acopă drumul, nu avem pe unde mai trecem. Pe unde mai trecem? Nu e o casă, două, e cu 40 de case încolo, care are și cai, și căruțe, și mașini. Păi și singura variantă de acces, înțeleg că e pe aici, prin gârla dumneavoastră. Da, și drumul nostru e prin gârlă, că primarul nu vine să vază și el cum e la noi. Aici primarul, dacă vine la bătări, atât. Casele au fost făcute și fără să ia în calcul că e zona inundabilă. Nu i-au anunțat nimeni și nu are oamenii unde să stea. Vedeți dumneavoastră că oamenii sunt săraci. N-au servicii. Câți oameni locuiesc aici? Sunt 420 de familii de rândul etniei rome. De cealaltă parte, românii spun că romii și-au făcut case pe albie, fără nicio autorizație și acum suferă toți. Scandal a fost și la Mălureni, unde angajații de la APE au venit să protejeze casa care a fost cea mai afectată la ultimele inundații. Și aici a început însă un scandal cu proprietara, care avea ceva să le reproșeze angajaților de la APE. Eu sunt femeie, ce vrei să fac? I-am dat acum, vedeți, m-am dezbrăcat, i-am dat operație. Nu mai pune, opera pe cor deschis și mai vine și mai face și bre. Ce? Păi asta e statul român. Cel meu, ți-am spus că e operat, are 3 bypass-uri de 7 ani. Da, și eu am 4 bypass-uri la Fundeni. Ăsta e statul român. Ce, sunt eu de vină sau dumneata? Nu se îmi slugile numai ta. Vrei, n-auzi? Să fie eu clar. Eu ți-am spus, pune sacul un pic mai gol. Mai puțin respect, să pare eu că e și vârsta. Da, aia ți-am spus, să pui sacul mai gol. Nu așa. Păi întreabă băieții ăștia cum ai voi.